Gruparea era formată din 9 persoane și coordonată de un medic în vârstă de 52 de ani care a studiat în Republica Moldova. În urmă cu 2 ani, doctorul a venit în România și a înființat o firmă care avea ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul masajului. Apoi a deschis cabinete de masaj erotic în Brașov, Constanța și Cluj. Prin intermediul anunțurilor de mică publicitate, au angajat 6 masioze din România și Republica Moldova. Sub paravanul acestor cabinete de masaj erotic, spun polițiștii, doctorul, soția și fiul lor coordonau o rețea de prostituție. Marea majoritate a tinerilor au declarat că se prostituiau de bunăvoie. Noi am avut și o acțiune în care un lucrător s-a dus să testeze terenul acolo sub autorizarea procurorului. Sigur, nu fără a presta astfel de activități, ci doar de a se interesa, însă fetele erau foarte bine instruite și nu discutau despre relațiile sexuale ce urmau a le efectua, ci doar prin gesturi și prin a aproba sau a nega ceea ce clientul cerea. Prețul unui masaj era cuprins între 200 și 300 de lei, fiecare angajată având până la 6 clienți pe zi. Programările erau făcute prin telefon, spun polițiștii. În acest caz s-au efectuat 6 percheziții la saloanele de masaj erotic. Au fost ridicate mai multe înscrisuri, medii de stocare, calculatoare și în același timp au fost identificate tot felul de cărți, ca să pot să spun așa, prin care se arăta metode de masaj erotic, tot felul de jucării erotice care acelea, sigur, depășeau acel masaj. Nu se mai putea discuta despre masaj când folosești diferite jucării deja sexuale și nici pe departe ce țineau de masaj. Ofițerii de caz spun că urmează să audieze alte 20 de tinere din Republica Moldova și România care ar fi fost racolate pentru a practica prostituția la invitația celor 3 suspecți. Potrivit statisticilor, în ultimii 3 ani, numărul victimelor traficului de persoane a crescut cu o treime. Cauzele principale pentru care persoanele ajung în trafic sunt generate de lipsa resurselor financiare. Eu știu, starea precară a relațiilor de familie. Multe din victimele traficului de persoane vin din familii, ori familii destrămate, ori familii în care se constată un evident abuz de alcool, violență domestică.